Vă aducem veștile la zi. Dimineți împreună. Starea de presa Sfântului Scaun a anunțat datele celei de-a 37-a călătorie apostolice a Papei Francisc în Congo și Sudanul de Sud. Va fi o nouă călătorie după ce a confirmat cu destinația Malta, dar mai ales va fi împlinirea unei dorințe exprimate de Papa Francisc de ani de zile. Între 2 și 5 iulie, Sfântul Părinte va merge în Republica Democratică Congo și succesiv va merge în Sudanul de Sud între 5 și 7 iulie, după cum citim în articolul publicat de redacția în limba română de la Radio Vatican. Vestea călătoriei apostolice a fost confirmată joi, 3 martie, de sala de presă a Sfântului Scaun, iar în comunicat se explică faptul că suveranul pontif a acceptat invitația șefilor de stat și a respectivelor episcopate și că programul călătoriei va fi publicat în timp util. Despre această călătorie a Papei Francisc așteptată în mod deosebit în Sudanul de Sud ne dorim să discutăm în continuare împreună cu invitatul nostru, pentru că ni se alătură prin telefon monseniorul Ionut Strejac, însărcinat cu afaceri ad interim al Nunțiaturii Apostolice din Sudanul de Sud. Lăudat să fie Iisus Hristos, bună dimineața și mulțumim pentru prezența în emisiune. În veci amin și bună dimineața, salutări tuturor ascultătorilor și vouă celor din redacție. Mulțumim! Așadar, Sfântul Părinte Papa Francisc este așteptat și în Sudanul de Sud, spuneam între 5 și 7 iulie. O invitație a venit din partea autorităților politice și religioase, deci răspunde această călătorie la această invitație, dar este și dorința pontifului exprimată de ani de zile de a ajunge în ținuturi marcate de violență. Ne puteți descrie mai pe larg aceste aspecte care stau practic la baza călătoriei Papei Francisc? Sigur că da. Sfântul Părinte și-a dorit de mulți ani de zile să viziteze Sudanul de Sud. Este cea mai nouă țară și a câștigat independența în 2011 și este o țară majoritar creștină. Dincolo de faptul acesta, este o țară care a suferit foarte mult. A suferit timp de 60 de ani în urma conflictelor cu partea de nord a Sudanului, iar după independență, din păcate, a suferit din nou de cauza foarte multor conflicte între triburi, între comunități și avem de-a face cu o situație umanitară fără precedent, avem de-a face cu persoane care au suferit și continuă să sufere foarte mult, cu foarte mulți refugiați, atât interni cât și externi. Și iată, gândul păstorului bisericii merge către periferie, merge către cei care suferă. Și toată această situație a făcut în așa fel încât Sfântul Părinte să-și dorească să vină aici. Dar mai mult decât atât, violența continuă să fie prezentă și această țară nouă continuă să aibă un drum îngreunat. Există un proces de pace semnat între diferitele grupări din Sudanul de Sud, dar care nu reușește să demareze cum trebuie să fie împlinit. Și Sfântul Părinte a sprijinit acest proces de pace, continuă să sprijine acest proces de pace și este alături de acest popor, încercându-l să se ridice, încercându-l să-l ajute să fie pe propriile picioare pentru binele oamenilor, populației și apoi, bineînțeles, și pentru binele creștinilor care sunt în număr atât de mare prezență aici, în Sudanul de Sud. Practic, nu este prima călătorie a Papei Francesc într-o țară din Africa. El a mai vizitat Kenya, Uganda și Republica Centrafricană în noiembrie 2015, iar în septembrie 2019 a revenit la Mozambic, Madagascar și Mauritius. Cum a fost primit, cum a fost așteptat Papa atunci și cât de complexe au fost acele călătorii, ținând cont de contextul în care urma să ajungă, așa cum ați amintit, marcat de atâta violență?
Sfântul Părinte a fost primit cu mare bucurie într-un mod în care doar cei populația din Africa reușește să o facă. Populațiile de aici, din diferitele țări aici în Africa, se caracterizează printr-o mare ospitalitate și mai ales o manifestare a bucuriei fără precedent pe care cu greu o putem întâlni în altă parte. Sigur, primirea a fost cu mare bucurie, impactul Sfântului Părinte a fost mare, credincioșii cu toții și nu numai credincioșii catolici, dar și de alte confesiuni și cei care nu sunt încă creștini, întotdeauna și-au exprimat dorința de a-l vedea pe Suveranul Potrivit, de a-l vedea pe Sfântul Părinte. Complexe, sigur că sunt complexe aceste călătorii din punct de vedere organizativ, logistic și așa mai departe, dar s-au desfășurat foarte bine călătoriile de până acum și sperăm ca și această nouă călătorie în Congo și în Sudanul de Sud să decurgă bine. Sfântul Părinte a ales aceste două țări pentru că sunt în mod particular marcate de violență și de conflicte, mai mult decât celelalte pe care le-a vizitat până acum, atât Congo cât și Sudanul de Sud, spuneam și mai devreme, sunt marcate de război, de violență, de o căutare a păcii care e îngreunată de mulți factori și Sfântul Părinte vrea să vină, iar pentru Sudanul de Sud există și o noutate. Sfântul Părinte ar vrea să vină nu singur, ar vrea să vină însoțit de arhiepiscopul de Canterbury și de moderatorul bisericii din Scoția. O delegație, am putea spune, ecumenică. Vedem cum creștinii își unesc forțele, liderii creștini își unesc forțele pentru a veni în ajutorarea unui popor care e la început, tocmai pentru a-l întări, pentru a-l susține în această căutare a păcii și a stabilității. Complexitatea unor astfel de vizite ține cont și de faptul că țările sunt marcate de violență. Mă gândesc că e mai ușor să organizezi o călătorie într-o țară unde este pace decât într-o țară unde sunt atât de multe conflicte. Sigur, sigur că da. Și când vorbim de violență, vorbim de conflicte, vorbim de o țară distrusă, mai ales Sudanul de Sud. Vorbeam ieri cu unul dintre episcopii, una dintre cele mai mari dieceze, dieceza de Malacal, pe care am vizitat-o și anul trecut, în decembrie. El, singura posibilitate pe care o are să vină aici cu credincioși este cu avionul, străzile. Deci nu sunt străzi care să ducă din dieceza lui să vină din dieceza lui în capitală. Și îmi spunea, oamenii noștri, creștinii noștri vor să vin să-L vadă pe Sfântul Părinte. Nu știm cum vom face. Nu știm cum vom face pentru că nu există străzi care să poată să ajungă în capitală și încă în teritoriu situația este marcată de violență. Deci nu este, spuneam, consecințele războiilor, conflictelor sunt atât în pierderi de vieți omenești, suferință, boli, dar și distrugerea infrastructurilor care existau. Așadar, Și asta, da, și asta creează un plus de preocupare, de îngrijorare și, din punct de vedere logistic, un efort în plus. Un efort în plus, pe de o parte, așteptări mai mari, pe de altă parte, în a-l primi pe Papa Francisc din partea celor din Sudanul de Sigur. Sud. Sigur, mi s-a întâmplat de mai multe ori să fiu oprit și întrebat când vine Sfântul Părinte, când vine Sfântul Părinte. Ne-a promis că vine, ne-a promis că vine, când vine. Sfântul Părinte de mai multe ori și-a exprimat dorința de a veni, dar a spus, pentru moment nu este posibil, pentru moment nu este posibil. Iată că în sfârșit lucrurile s-au mai schimbat, se îmbunătățesc anumite aspecte și această vizită este posibilă. Iar credincioșii sunt foarte, foarte bucuroși. Săptămâna viitoare ne vom întâlni aici cu episcopii celor 7 dieceze și cu episcopii din Sudan, cei 3 episcopi de acolo, pentru a încerca să pregătim împreună credincioșii, să pregătim împreună această vizită a Sfântului Părinte, care, spuneam, este așteptată, este dorită și va aduce multă, multă bucurie, dar și
un simț de solidaritate, un simț al apropierii păstorului față de credincioși care, încercați de atâtea probleme, cu siguranță vor beneficia de această vizită. Ați primit misiunea de a vă afla în Sudanul de Sud de mai puțin de un an de zile. Cu toate acestea, cred că ați reușit să surprindeți și să înțelegeți care este realitatea de acolo și v-aș întreba câteva lucruri despre creștinii, despre catolicii, despre de acolo, despre cum se trăiește credința în Sudanul de Sud. Da, e puțin timp de când sunt aici. Am avut însă ocazia să vizitez câteva parohii de aici, din capitală, și zona de nord a țării, unde avem de face cu inundații mari. Și în ambele realități, atât cea a capitalei cât și în afară, am putut vedea bucuria cu care creștinii de aici își trăiesc credința. O bucurie exprimată în cânt, o bucurie exprimată printr-o prezență mare la Sfintele Liturghii, la celebrări. Și un lucru care m-a surprins la catolicii, la creștinii noștri de aici, este generozitatea. Lucrul acesta l-am mai spus și altor prieteni de acasă cu care am vorbit. Efectiv m-a surprins această generozitate. Nu au nimic și din nimicul lor totuși găsesc ceva să-ți dăruiască. Și o văd și la colectele care se fac în biserică. Întotdeauna este o a doua colectă pentru construirea lăcașului de cult sau pentru anumite necesități particulare și oamenii vin și dau cu bucurie. Din nimicul lor, din puținul lor, dau cu bucurie. Nu am întâlnit nicăieri până acum această bucurie în a da, în a dărui. Generozitate, deci, din partea celor din Sudanul de Sud și merită, fiecare țară merită să-l primească pe succesorul Sfântului Petru, dar în mod deosebit, așa cum amintați mai devreme, va fi o dovadă de solidaritate foarte mare prezența Papei Francisc într-o astfel de zonă. Ce ne puteți spune despre pregătirile care au început deja pentru a-l primi pe Sfântul Părinte? Pot să vă spun că în fața anunțiaturii a casei, pentru că în momentul de față noi suntem ca prezență aici, suntem abia din 2018, Sfântul Scaun a stabilit relații diplomatice imediat după ce țara a devenit independentă în 2011, dar noi ca și prezență suntem abia din 2018, suntem într-o casă închiriată deocamdată, dar pot să vă spun că deja autoritățile au început imediat să demareze lucrările și se asfaltează strada din fața actualei reședințe a Nunțiatului Apostolice. Deci pregătirile se văd cu ochiul liber, dar dincolo de aceste pregătiri care sunt importante pentru a face în așa fel încât vizita să se desfășoare bine la nivel de infrastructură, sunt pregătirile credincioșilor și vorbeam și cu o soră dintr-una dintre dieceze care îmi spunea că vrea să organizeze un pelerinaj al păcii, să vină cu un grup de tineri pe jos din dieceza respectivă și vă pot spune că este o dieceză la 500 de kilometri de Juba. Lumea a început să se pregătească. Vă spuneam și de această întâlnire cu episcopii care va avea loc săptămâna viitoare, când vom încerca să stabilim niște priorități. Important este că oamenii de aici, credincioșii de aici, se pregătesc să primească Sfântul Părinte cu ceva concret, nu doar cu dansuri și cu bucuria întâlnirii cu el, dar prin procese de împăcare, prin dorința de a depăși anumite bariere care îi separă pentru a fi împreună, pentru a-și da mâna unii cu alții și a-l primi pe Sfântul Părinte. Și spuneam, împreună cu Sfântul Părinte vor veni și alți doi reprezentanți creștini. Această unire a forțelor pentru a primi
pentru a da dovadă de ospitalitate, care spune mult despre acești oameni, despre acest popor și despre potențialul care există aici în Sudanul de Sud. În ce mod veți fi implicat dumneavoastră în organizarea acestei vizite? Cu siguranță veți avea mai multe responsabilități. Da, de obicei, Nunțiatura Apostolică este cea care, împreună cu Biserica Locală, coordonează toate aspectele vizitei, de la cele pastorale la cele logistice. Vom fi angajați pe mai multe planuri, dar suntem încrezători că vom avea și colaborarea autorităților bisericești și celor civile și a unor prieteni binefăcători aici ai Nunțiaturii care ne vor da o mână de ajutor pentru a face în așa fel încât această vizită să se desfășoare bine. Se știu deja detalii despre program sau despre motoul care va însoți vizita papei sau când ar putea apărea? Săptămâna trecută a fost anunțată doar vizita. Așteptăm în curând să avem detalii despre program. Se lucrează în momentul de față la program. Avem anumite delegații care vin de la Vatican pentru a sta de vorbă aici cu autoritățile și pentru a detalia programul și pentru a-l publica. Sperăm în curând să putem publica și motoul acestei vizite și programul. Și de ce nu vom mai reveni la dumneavoastră și după ce vor apărea aceste informații pentru a reflecta mai mult și la modul în care pornim, pe de o parte, de la motoul care va fi ales la semnificația acestei vizite și apoi din program, bineînțeles, pentru a vedea și care vor fi opririle Papei Francisc. Noi vă mulțumim mult pentru toate aceste informații, vă dorim mult spor pentru că este de lucru, dar este o muncă și o misiune, cred, frumoasă și deosebită, gândindu-ne la toți cei care îl vor primi pe Sfântul Părinte și pe toți cei care îl vor însoți pe Papa și apoi pentru acest semn de apropiere și de solidaritate atât de mult și de important, atât de mult așteptat pentru cei din Sudanul de Sud. Mulțumim mult și o zi binecuvântată în continuare, vă dorim. Mulțumesc și contez în continuare pe rugăciunile voastre. Cu siguranță. O zi frumoasă, numai bine, lăudat să fie Iisus Hristos. În vecea mea. Îi mulțumim monseniorului Ionuț Paul Strejac, însărcinat cu afaceri ad interim al Nunțiaturii Apostolice din Sudanul de Sud, pentru prezența în emisiunea noastră.